Salutare tuturor, sunt Andrei și bine v-am regăsit, oameni buni, la un nou episod dintre noastre de Skywars și bineînțeles, înainte de a începe, v-aș ruga pe toți să nu ezitați să apăsați și pe acel mic butonaj de like dacă mă susțineți în continuare și dacă vreți să apară cât mai multe clipuri și haideți să strângem, oameni buni, cât mai multe like-uri pentru acest nou episod. Îmi place că e aici un porc care sare lângă mine, cred că este Zir, tipul ăsta Zir, Zandre, I have a question, oh my god, dar am primit gradul de YouTuber pe Hypixel pentru că am făcut cereri și de atunci toată lumea urlă în chat. Sunt sigur că nici măcar nu mă cunosc, numai că e prefixul ăla. Anyway, frazor, haideți să trecem la arene. Poc, pită, cu un soare am intrat în prima arenă. Deci s-a umplut instant, frate. Fucking instantly. M-a întrebat tipul ăla pe chat și că Zaza Andrei wanna play a game. Mai sus ceva. Anyway, stai că a început. Am chat-ul foarte fucked up, așa, gata. Bun, scrie pe aici, pe sus și că... Ioi! Nu! Huhu! Oh my god. Rip, riperino, impeperino. Ok, ok, bă, el a vrut. L-a mâncat în fundulet, sincer să fiu, dar na, se mai întâmplă, bă, câteodată trebuie să pui piciorul în prag și nu, să nu faceți ca el, pentru că el a căzut, a pus piciorul prea mult în prag. The bug, man. Ok, this was weird. Asta a fost ciudat, rău. Da, ok, ok, îl înțeleg. Aolo, tipul ăla sper să n-aibă ceva cu care mă poate arunca. Ok, n-are. This is good. Cred că n-are. Hai repede la centru. Oba! Sunt două șoferi de-astea nebune. Și aici poate o să începem și noi odată aceste arene cu bine. Nu știu, zic și eu. Trebuie să pun mărul și poțunea asta. N-am pus merele așa. Ok. Deci ce cu fără... Stai. Hai să luăm și pe ăsta. Poțiune de fucking resistance și niște perle aici care mă pot ajuta. Și să mergem și pe partea cealaltă, repede pe jos. Cred că mai bine urcam sus, dar nu-i baie, lasă-l. Facem așa. Ia uite, un blaze pe care vreau să-l spawnez de partea mea. Gata, boss. Ăsta practic mă va avertiza dacă se apropie cineva, nu? Că, na, trage în oamenii răi. Bă, îmi place. Am început bine meciul ăsta. De obicei, când filmez Skywars solo, încep cu fail. Știți și voi chestia asta. Da, e ok acum, e ok, bă, gata, relax, ia uite, Project Alpe, avem și chestplate, pentru că umblam fără bluză pe mine, acum e bine, avem și chestplate, deși aș fi preferat un chestplate de la cu protection, nu projectile protection, dar e ok și așa. Na, bun, blaze-ul ăsta e tot aici, ăia tot scriu nu pe chat și se înjură singuri, e ok. Și hai să urci aici sus. Bă, da, am întrebare, ia. What? Ah. Seriously, man. V-am spus că trebuie neapărat să-mi vină componentele de la pe care mi le-am comandat să-mi reinstalez Windows-ul și totul, că nu se mai poate așa ceva. Și, de fapt, când voi vă uitați la clipul ăsta, cel mai probabil au venit când voi vă uitați la clipul ăsta, de eu filmez clipul de ieri, în fine, înțelegeți voi. Deci am Protection 2, acum trebuie să așteptăm refill-ul, practic, și mai sunt 4 tipi în afară de mine, m-aș dat în spate. 4 tip, absorb, se mai ține 30 de secunde. Vreau să mă folosesc de absorbția asta. Și nu vreau să mă duc YOLO. Deci acum chiar nu vreau să mă duc YOLO, mai ales că se dă refill-ul iarăși în 45 de secunde. Dar nu știu unde sunt tipii ăștia. Opa, e... Oh my god, deci dacă nu se oprea să pună blocuri... Dacă nu se oprea să pună blocuri acolo... Ci că zice unul Hexer. Miss Lazy Pants. Dumnezeu, cum e, te rog, spune că nu-i codat. Yeah. Hai că deja te joci cu focul, boss. Don. Cât tupeu a avut tipul ăsta, să mor eu. Deci, v-am zis că a început să alerge ca nebunul. Yeah. Ăla e. O, ăla e altul. Bă, s-a dat refill, s-a dat refill. Lasă-l în pace pe ăla. Protection. Bun, tătuțu. Altceva, altă viață acum. Și aici? Tot protection. Splash potion of speed. Hai să ne dăm splash potion of speed-ul ăsta. Ok. Bun, hai să mergem repede pe ăla. Și ultimul cică-i codat. Adică în afară de master ăsta, aia... Miss Lazy, nu știu cum, cică-i... Te-ai pus tu scheletele, boss. Mult noroc. No, bun. Hai, lasă-te omoră singur. De unde că l-a omorât focul meu? Da, bun, și unde e ultimul? Acolo. Ăsta ce că e codatul. Asta înseamnă că nu o să dau perlă, să mă duc pe el, o să-i dau cu arcul.
Better. Bă, n-are anti-knockback. Cât de codat poate... Mai are 4. N-a părut codat, dar e bine că am câștigat prima arenă. Începem în forță clipul ăsta, oameni buni. Haideți să vedem ce facem în continuare. O mapă mai faină din punctul meu de vedere. Îmi plac mapele astea cu distanțe mai mici, unde nu trebuie să construiești foarte mult, pentru că mapele alea le urăsc, dat fiind faptul că trebuie să construiești foarte mult și dacă se trezește unul să se uite la tine și eventual să aibă și niște ouă sau ceva bulgări, pentru că de fiecare dată toți au bulgări sau ouă, te cam aruncă și nu-mi place absolut deloc și mi se pare nașpa. Foarte fucking nașpa. Bun, hai să vedem, avem așa, avem speed. Mamă, deci cu speed-ul ăsta construim super mega repede și ne putem deja sări. Ok, tipul ăla este deja la centru. Opa, dar și eu sunt la centru. Ce-i, boss, te gândești că ești singur? Hai să dăm în tine cantara abană. I'm speed, boss. You can't run from me. Aolo, vin ăștia. Mi-e frică. Protection, protection. Acum hai să fugim. Liniștiți că mai vine încă unul. Ok, și acum iarăși trebuie să fugim. Cred. Mai dăm o poțiune de regen ca să avem aici, să fiu sigur. Și am luat controlul pe centru. Du-te mă la o parte. Ioi, 4 viață. Bun, gata, e că am trimis-o înapoi. Pantaloni. Ok. Altceva. Hai să ne grăbim. Mă, cel mai enervant lucru, că știi că toți vor să vină pe centru și ești tu aici, știi? Oh. Na, te-ai pus cu mine, boss. Asta se întâmplă. Shit happens. Mort, încă unul. Uite-l și pe ăla. El ci că s-a ascuns, mă. Vrea să facă stânga acolo, să mi se pare? Era pe punctul să fie nimerit. Și ceilalți doi unde sunt? Toată... A, de fapt da, mai sunt doi. O, power 5, asta n-am văzut-o. Bun! Dacă îi dădeam cu power 5-ul... Stai, sharpness 2. Ok. Eu aveam și sharpness 2 în inventar și mi-am dat seama. Ok, acum așteptăm refill-ul. Bă, în mod normal, de fapt ia stai așa. Stai un pic să-mi arunc eu toate chestiile astea. Sper să n-arunc ceva de care am nevoie, dar mă cam grăbesc, sincer. Nu vreau să fiu aruncat în void sau ceva. Ok, bun. Bă, hai să câștigăm și arena asta. Ia uite-l pe ăla, ce are de acolo. Ok, hai să-l mai stăm pe margine. Refilul 50 de secunde, fraților. Uite, unii acolo. Ăsta moare, fiante. Mort! Power 5, boss! Două fucking săgeți și a crăpat. Și ultimul era acolo, nu? Săracul. S-a dus în... Nu, no, ia uite, i-am văzut numele. E pe insula asta. Bun, păi așteptăm refill-ul. Nu vreau să mă duc eu la banzi, deci mei. Clipul ăsta vreau să jucăm așa, mai... mai tactic. Nu vreau să mă duc YOLO. Chit că aș putea să mă duc YOLO acum pe el și sunt șanse destul de mari să-l bat. Dar vreau să fiu cât mai sigur că-l bat. Nu numai să fie șanse mari. Așa că hai să așteptăm încă 15 secunde refill-ul și după mergem pe el. Oricum văd că ia. Eu nu prea văd acolo. Oh. Se lovea fix de partea de sus. Uite, projectile protection. Ah, meh. Meh, nu prea, da, o, oh, knockback, 10, shit, the shit is real, chestia aia ca, pe care o urăsc, efectiv. Projectile protection, protection 4, bun. Protection 4, bun. Acum sunt un tank uman. Deci acum, efectiv, cu itemele pe care le-am, sunt un fucking tank uman. Dar problema mea e, bă, o puțină de fire resistance, pe aici avem. PLS, ia uite, mere, bang yo. O puțină de fucking fire resistance avem și noi... Am puțin de astea de regen. Multe chiar. Dar... Fire resistance, ioc. Ăla și-a făcut baza pentru că are fire resistance. Ia uite, el coboară prin lavă, frate. Dude, come on. Ăsta își bate joc de mine. Cum ar fi să dau eu fail aici?
Doamne, nu mai cobiz Andrei, nu mai cobiz Andrei. Nu mai cobiz, gata. Gata, mă fac un mințel. Nu, uitați-vă la el ce bază are. Cum ar fi să sap eu sub el? Mi-a venit ideea asta pe moment. Uite-te unde e. Am așteptat atâta pentru tipul ăsta. Deci am așteptat atâta pentru tipul ăsta. Nu, bun, frazor, deci meciul ăsta va fi foarte intens, pentru că până acum avem două meciuri jucate și două win-uri și chiar sunt curios să văd dacă vom putea face 3 win-uri la rând. Asta înseamnă că ar trebui să jucăm foarte, foarte safe și știți foarte bine că nu stă în fire, adică eu sunt mai YOLO mode, așa îmi place să mă arunc cu capul înainte. Opa, ia uite câte chestii faine aici, bă, nene, bă. Opa, hai să punem repede toată armurica asta pe noi, avem aici... Iteme, chestii, trestii, socoteli, o, multe, Splash Potion of Regen. Ok, mi-am dat swiftness-ul și aer repede pe jos. De fapt, stia, stai mă, să încerc să-l omor pe tipul ăla. Să nu ne grăbim, what? Deci știi câte ori l-am nimerit, mai are 3 viață. Te rog, sari. A, mă, what the fuck, a pus enchanting, oh. A pus enchanting table, serios, ca să nu fie lovit? Nu! A vrut să dea în mine! Nu m-a nimerit! Fugi, Zuzandrei, fugi, că dă ăla cu arcul în tine! Ia, mor, bă, tu! Nu, dă unul în mine de la spate! Nu! Este, mă! Vai de capul meu și de carambitul meu, măi, să fie, măi, ce-a fost aici. Hu, ok, ok, this is... Cred că prea intens pentru mine, bag piciorul. Cred că... Prea fucking intens pentru mine, guys. Mai are doi? Ăla de mă omor pe mine? Doi mai are, doi! Doi, 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 oh my god. Ah, asta e, bă. Trecem peste, n-a fost să fie ce rage a dat. A, ăla de mă omorât pe mine a fost cel omorât. Nu, așa trebuie, boss. Păi vezi, el a venit la clean-up. Eu am bătut 3 inși acolo, sau 4 inși, câți am bătut. Nu, și el a venit la clean-up. Nașpa, boss, nașpa. Bă, și-am realizat și eu acum, serios, așa, că avem, am destul de multe suflete, aveam 76 și acum mai am 66, adică putem da de 7 ori în această roată a sufletelor, hai să-i spunem așa, tombola sufletelor, să vedem, poate avem bulan și nu ne-ar pica Orange Cage, da, bineînțeles că ne pică Orange Cage, vreau să-mi pice neapărat Armor Smith-ul ăla, sau cum se numește, kit-ul ăla cu Protection 3, așa cum am pe Teams, numai că-l vreau și pe Solo. What the fuck? Serios, Orange Cage iarăși? Îți bagi joc de mine, dude? Come on! Deci uite cât de... Nu știu, apare foarte greu. Dau click dreapta, dar apare foarte, foarte greu. Nu cred că e lăguț, că se mișcă foarte bine serverul, dar nu știu. This is weird. Ha, mă! Dumnezeu, cum... Și kit-ul ăla de Armor Smith e Envil-ul ăla. Și nu înțeleg de ce nu-mi pic. Come on, vreau și o dată. Zici că e un case opening la CSGO chestia asta, sincer, acum. Amă! Oh, thank you very much. Mai avem două încercări în afară de asta. Poate, poate. Doamne, pâls, pâls. Uite, uite ăla, ăla, nu. Nu, nu. Nu, small bag of coins. Deci poate pica și medium bag of coins și big bag of coins sau ceva de genul, dacă nu mă înșel, sau large bag of coins, mai știu cum se numește. Dar mie fix small îmi pică, incredibil. Adică cea mai slabă. Dintre alea slabe, ca să ne înțelegem. Come on. Hai, nu, de ce a trecut de Anvil? Anvil, Anvil. Rainbow Cage. Nu, mersi. N-am nevoie de niciun cage. Asta este ultima. Cum ar fi ca ultima să fie cu noroc? Cum ar fi? Pâlâsă, pâlâsă. Cu noroc, hai. Este pe team și am nevoie de ea pe solo. Că o am deja pe team.
Am crezut și eu că m-a izbit norocul și că mi-a picat kitul ăla foarte fain cu Protection 3, care mi se pare un kit foarte OP, sincer să fiu, dacă știi cum să-l folosești la început, dar nu mi-a picat, de fapt, da, mi-a picat kitul ăla, dar mi-a picat unde n-aveam nevoie, adică pe Teams, for fuck's sake, pentru că l-am deja pe Teams. Fuck it, dude, come on, no, bun, hai să mergem, deci pantalon, te rog, dacă nu-s pantaloni aici, pantalon trebuie să iei, uite, uite, bă, băiatule, că sunt pantaloni aici, cineva s-a gândit și la noi, bun. Și facem așa, 3, 4, 5, gata, easy peasy, bam, poțiunea asta de fire resistance pentru că ține 5 minute, 8 minute, pardon, 3 minute, ah, ok. Eu eram obișnuit cu poțiunile alea de 8 minute și sper să nu mă împingă nimeni, nu mă împinge nimeni, safe to go, hai repede, repejor. Eu de obicei am observat că eu câștig arenele când nu mă prea grăbesc la centru. Acum uite, uitați cât spot da în mine în acest moment. Și m-aș mira să fie persoane care să nu dea în mine și iarăși mă duc YOLO pentru că nu prea m-am asigurat, dar am ajuns. Nu, deci nu pot să cred că am ajuns în centru și sunt trec, sincer. Deci, I can't fucking believe this. Oba, bun. Oh my god. Oh my god. Hai, boss. Serios. Ce a fost cu poțiunea asta? Aha, să crezi tu! Că mai e ceva acolo. Ia mă, hai, că am full HP. Vreau să... Oh, God. Fuck no. Uhu. Rip. Noob. Ha-ha. Deci fii antenă că mă întorc. Ci că o mă gâ. I'm back, bitch. Dacă stai să scrii pe chat, boss, asta se întâmplă. Shit happens, you know? Sometimes the shit just happens, bro. Deci ce bulan am avut, nu pot să cred. Ci că zăză o mă gâ. A, nu spune că e român. Și nu spune că e român. Ioi. Oh, ce faci, bă? Serios, Namark? Hei, să știi că nu te așteaptă aici vreunul care vrea să... Acum du-te jos, pălăsă. Oh, nu te duci jos, atunci te... Fuck eu să te duci jos, chit că-mi pui lavă. Campfire Resistance! Te-ai dus. Te-ai dus jos, bro. Pac, 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 pac. Pac! Bun. Biggidi boom, shakalaka. Hai să ne aruncăm aici chestia, mă rog, ca și săgeți, arunc de toate, bag piciorul, ce mai? Ce mai stăm noi atâta? La taclale. Bun. Și că Zandre, why your name is orange? What the fuck? Ah, pentru că am... Because I have it rank. Și că Zandre, omul gâs, spune salut, te rog, what the fuck? Tipul ăsta e suspect, bă. Aba. Ok, mai sunt eu cu Glaze Spartan, tipul ăsta, Glaze Spartan. Și ce e? Oh, l-am văzut. I saw you, dude. Da, știi, and shit happens when you... Ah, easy. No, meciul ăsta chiar a fost fain. Mi-a plăcut. No, bun, hai să mai facem încă un meci, oameni buni, să vedem cum o să iasă și acest ultim meci. No, vă vrea. Asta va fi ultima arenă în acest nou episod. Eu zic că a fost un clip destul de fain, adică am câștigat aproape toate meciurile în afară de acel meci în care am bătut vreo 3 sau 4 în mid și a venit unul la clean-up și era să-l bat și pe el, dar a scăpat cu 2 viață. Dar oricum ar mai fi venit unul după, deci e ok, bă, oricum nu, oricum nu ieșeam viu de acolo. Deci eu zic că e destul de ok. Opa, îmi lipsesc niște caiva boots, dacă nu mă înșel, power 1 numai din păcate. Asta n-am ce face, eu nu prea folosesc poison, nu mă complic să arunc poison. Din punctul meu de vedere nu ajută foarte mult, sincer. Cât mai are viață, frate? Zero! Mai are zero viață, dude! Come on! Asta e o oportunitate să mergem la mid. O mare oportunitate să mergem la mid, dacă nu mă vede iar. A bine că mă vezi tu, boss. A bine. Nu mai mergem la mid. Apare, nu mai mergem la mid. Că ori dă la, ori dă ăsta. Ia uite-l. Ia uite-l, mă. Bă, boss, dacă-ți prind o săgeată... Mort! Yes! L-am omorât! Și uite-te și pe tine! Și uite cum toți ajung la mid și eu n-ajung la mid pentru că stau să mă... Nu, no, uite. A, n-are cu ce da în mine, dar are rodul ăla. Nu? Aha, nu ajungi la mine, boss. Stai așa. Că...
Ioi, nu, serios, serios, uitați-vă la tipul ăla. Ioi. Sper să nu mă bată, sper să n-aibă enchanturi de alea. Și am primele hituri, două hituri. Void cu tine. Sau dacă nu, măcar dăm săbiuța ta. Splash Potion of Poison. Arc cu power 3. Bun! Foarte tare. What? Hei, Moș Crăciun. Oi! Mi s-a promis sau am văzut un TNT? Ce faci, boss? Mort. Și tu. Și ultimul e tipul care a aruncat cu TNT-uri de sus. Asta a fost cadouri de la Moș Crăciun. Cum au venit TNT-urile alea? What the fuck, man? Nici nu l-am ratat, like hell. Asta chiar crede că mă afectează cu ceva? Serios, you know. Și acum mă duc după el, nu? Dacă nu o să facă chestia asta. What? Are full HP, dude! Că ma, de unde are full HP? Nu! Mi-a dat rip, nu? Sau? Nu mai vine nimic. Numai mie mi se pare lame ce a făcut tipul ăsta. Yep. More likely. Anyway. No, bun, frazor. Cam asta a fost clipul. Eu sper că v-a plăcut și v-aș ruga încă o dată să nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut și dacă vreți să apară cât mai multe clipuri. Și ne auzim data viitoare. Eu am fost Andrei și v-am salutat pe toți. Ceau, bă. Pa!